Astăzi, spațiul destinat creativității de la etajul 1 al Castelului de Apă a fost deschis publicului în prezența domnului primar Marius Creciu, a domnului viceprimar Daniel Cârjan, dar și a unui grup de copii care au participat la primul atelier de pictură. Hai să vedem ce avem aici. Avem o temă anume. Ce trebuie să desenăm aici? Stai, Dunărea? Ce temă va face? Mare o faci. Tu ce desenezi? Munții, da? Munții României, presupun, da? Așa. Putem locui în casa aceea? Da? E și pentru copii, nu? Da. Cine mai... Vai, tu ai făcut inimioare acolo. Da. Da, sunteți foarte talentați. Unde sunteți? La ce școală? La generală 2. A, Voinescu, da, generalul 2. Bravo, mă, copii! Că la final o să vreau și eu să văd când terminați. Mulțumesc, prieteni! O să realizăm o expoziție cu cu mare drag! Hub este o atitudine, este un spațiu rotund, flexibil și deschis pentru toți cei care doresc să se exprime creativ. Reperele sunt clare, istorie, artă și creativitate. Toate se întâlnesc aici, în evenimente culturale cu atitudine față de oraș, identitatea și valorile locului. Proiectul Orașul și Apa a continuat aventura de refuncționalitate a vechiului turn de apă din Robeta Turnu Severin, ca și în cazul proiectului anterior, Fotocaleh, și acesta a propus o incursiune curatorială, originală, senzorială și participativă. Pentru toată comunitatea artistică din municipiul de Robeta Turnu Severin este un obiectiv pe care l-am putea avea ca și studiu de caz. Aici odată era o ruină, dacă cei care sunteți așa mai apropiați de vârsta mea știți că era o clădire în care societatea de apă își țineau cazmalele, lopețile, diferită aparatură și acum a ajuns un obiectiv turistic extraordinar, vizitat de mii de oameni anual. A fost reabilitat pe fonduri transfrontaliere, pe bani europeni și acum ceva ani, iar noi continuăm să îl valorizăm, continuăm să atragem fonduri din toate zonele, aici vorbim de 2.210.000 de lei bani de la Ministerul Culturii, să-l punem în valoare, să-l valorizăm, să-l aducem mai aproape de copiii noștri. Aici se pot ține lecții, ați văzut și dumneavoastră, cei mici desenează, dar putem ține și lecții de istorie, expoziții pentru comunitatea culturală din municipiul Robeta Turnu Severin și nu numai. Toți cei care au ceva de spus din punct de vedere cultural pot veni aici, primesc un sprijin, primesc o mână de ajutor. Este important să ținem, să zic așa, steagul sus și în zona culturală. După pierderea rostului său inițial, în ultimii ani a fost demarat un amplu proiect de refuncționalitate a fostului turn de apă, actualul Castel al Artelor, care a plecat de la convingerea că mediile culturale inovatoare precum muzeele stimulează atractivitatea locurilor. Astfel, în cadrul proiectului Hub Atitudine, amenajat la etajul 1 al castelului, este dedicat comunităților de creativitate, artiști și manageri culturali, gândit pentru proiecte culturale și pentru relaționarea între factorii culturali locali. În primul rând vreau să felicit echipa de management aparatului culturii Teodor Costescu pentru că, iată că în ultimii ani de zile chiar au reușit prin acțiunile pe care le-au făcut, prin proiectele pe care le-au câștigat pentru primărie, au reușit să pună în valoare Castelul Artelor din municipiul Robeta Turnu Severin. Astăzi aici se inaugurează practic un spațiu de creație, un spațiu în care artiști locali, fie mai în vârstă, chiar și copii, pot să vină și să-și expună creațiile, pot să vină să stea de vorbă și să strângă idei și să creeze artă pentru municipiul Robeta Turnu Severin. Este important de menționat faptul că în viitor apropiat Castelul Artelor din municipiul Robeta Turnu Severin va deveni încet, încet un important punct de atracție turistică, nu numai pentru severineni, dar și pentru cei din afara orașului nostru. Castelul de apă din Robeta Turnu Severin este primul obiectiv cultural din România administrat de o instituție publică. Palatul Cultural
Culturii Teodor Costescu, care a fost transformat într-un spațiu expozițional, participativ, cu model contemporan unic de muzeu hub, specific zonei culturale și creative, realizat exclusiv din finanțări succesive oferite de către Administrația Fondului Cultural Național și în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin. Astăzi închidem un proiect, Reinele, care a fost subvenționat de AFCN și am avut sprijinul primării și Consiliului Local. Vreau să le mulțumesc pentru că în ședințele de Consiliul Local au aprobat acest parteneriat și aceste proiecte. Închidem un proiect, dar deschidem niște perspective culturale și pe turism cultural noi, niște perspective noi în ceea ce privește dialogul artistic și sperăm noi ca în perioada ce urmează, din ce în ce mai mulți oameni, indiferent de vârstă și de opțiuni artistice, să se bucure și de acest spațiu, dar și de spațiile expoziționale. Obiectivul este acela de dezvoltare pe termen lung, este acela de transformare succesivă a Castelului Artelor într-un spațiu de interpretare și de învățare permanentă, cu accent pe atragerea sectoarelor creative.